În ciuda eforturilor pe care medicii și psihologii le depun în maternitatea Giurgiu, încă mai sunt cazuri în care copiii sunt lăsați în spital până când un asistent maternal vine să îi ia în îngrijire. În aceeași situație se află în prezent un bebeluș care, imediat după naștere, a fost abandonat în spital de cea care i-a dat viață. Din cauza faptului că mama prezenta un retard mental destul de avansat, medicii au luat decizia de a păstra copilul în spital până la apariția unui asistent maternal. În atare situație, nu s-a pus problema de a da copilul spre îngrijire la domiciliu, ci am constatat că el trebuie să fie îngrijit într-o unitate de îngrijire sau la asistent maternal profesionist, întrucât situația economică a familiei respective, retardul marcat al mamei, puneau în pericol o dezvoltare normală a acestui copil. De la începutul anului, în maternitatea Giurgiu, 5 copii au fost părăsiți de mamele lor, dintre care 4 și-au găsit o familie. Unul dintre bebeluși fiind dat în îngrijirea unui asistent maternal chiar astăzi, după ce a stat aproximativ 2 luni în spital. Chiar astăzi, înainte de a veni dumneavoastră, am dat asistentului maternal, bineînțeles în prezența reprezentantului Direcției de Asistență Socială, un copil care, de asemenea, nu putea fi îngrijit în familie, având în vedere că mama era singură, nu avea un acoperiș asupra capului și trăia din munci ocazionale. Pe medicii din cadrul maternității Giurgiu, situațiile de acest gen îi mobilizează pentru ca micuții respectivi să aibă parte nu numai de îngrijire, ci și de afecțiune. Există o preocupare permanentă pentru rezolvarea acestor cazuri, mai ales că nu de puține ori unele mame s-au răzgândit și s-au întors după copii. Au fost situații când au plecat spre diverse motive. Chiar luna trecută am avut 2 cazuri, sub pretext că una că este elevă, alta că nu are condiții, și ulterior s-au dus acasă, au discutat cu cei din familie și ulterior au revenit și și-au luat copiii. Majoritatea mamelor care își părăsesc bebelușii în spitale invocă sărăcia, lipsa spațiului de locuit și a condițiilor de creștere, sarcini nedorite, lipsa de maturitate, incapacitatea de a se descurca, precum și problemele personale sau emoționale.